Fluxul de camioane la punctele de trecere a frontierei moldoromâne a fost deblocat, iar numărul de tiruri care așteaptă în rânduri a scăzut. Despre aceasta a declarat premierul Natalia Gavrilița într-o ședință de guvern care a avut loc în această dimineață. Oficialul și-a îndemnat însă colegii să nu se relaxeze, pentru că la hotarul între Ucraina și Republica Moldova este o aglomerare de camioane în continuare. La începutul ședinței guvernului, prim-ministru a declarat că fluxul de camioane de la frontiera moldo-română a fost deblocat, numărul tirurilor fiind semnificativ mai mic. De asemenea, premierul mai spune că șoferilor li s-a oferit acces la mai multe servicii. Ieri seara au fost finalizate și anumite insule pentru șoferii de camioane, unde au acces la servicii, inclusiv un duș, deci niște condiții normale. De asemenea, se distribuie și apă, deci așa cum am discutat, avem grijă atât de oameni, cât și de rapiditatea cu care se mișcă mărfurile la frontieră. Totodată, Natalia Gavrilița susține că la granița moldo-ucraineană încă este aglomerație, prin urmare și-a chemat colegii să fie vigilenți în continuare. În același timp, nu trebuie să ne relaxăm. Cunoaștem că la hotarul între Ucraina și Republica Moldova este o aglomerare de camioane în continuare. O să treacă majoritatea acestui flux pe cale terestră, prin Republica Moldova inclusiv, pentru că nu sunt disponibile porturile maritime din cauza războiului. Potrivit serviciului Vamal, în prezent la punctul de trecere Leușeni, în rândul de așteptare sunt 24 de camioane pe sensul de ieșire din țară, iar în ultimele 24 de ore au fost procesate 416 de astfel de autovehicule. Comisia Situației Excepționale a decis ca în punctele de trecere a frontierei moldo-române să înceapă procedura de instituire a echipelor mixte de control. În scopul testării ideii, un grup deja funcționează la punctul de trecere Leușeni. De asemenea, pentru fluidizarea traficului au fost create culoare pentru camioane goale și cele care transportă produse perisabile.